seama că nu reușesc să virez pe stânga, mi-e total aiurea. Ține-te ca lumea pe picioare, în primul rând. Mă țin, nu vezi? Deci că stai împăiată. Ești praf. Nu reușesc. Uită-te la mine, ai seară cum se face. Da, super, e cool. Bună ziua! Bună ziua! Bună! Stau aici un bloc? Cred că e noua femeie de serviciu de pe scară. N-au unde să stea sau ceva de genul. Suracele. Da, tu vezi ce blondă e ea și mai că să-i țigancă? Laura, ce ai? Nu e ok să vorbești așa, pe bune. Da, ce am zis? Nu vezi că una e blondă și alta e brunetă? Păi, poate seamănă cu taică-s-o, cine știe. Da, fine. Păcat o fată așa frumoșică să stea în condițiile astea. Da. Nu știu, hai că mă mai dau, că nu m-ai ajutat cu nimic. Ce faci, mamă? Te-ai îmbrăcat doar în partea care se vede? Da, am o ședință video cu toți directorii de sucursală. Tu? Ce faci? Am mers cu placa? Nu, nu prea. Nu mi iese deloc, dar a zis Laura că mă mai ajută. Mă duc mai încolo să mai încerc. Uh-huh. Auzi? Mm. S-a mutat cineva în garaj. În garaj? Da, la subsolul blocului în spate. Mi se pare foarte iurea cum să stai acolo. Ai, cred că e noua femeie de serviciu. N-avea unde să stea săraca și i-au dat camera aia. Mi se pare incredibil că sunt oameni care stau așa. E foarte urât acolo. Da, Ina, din păcate sunt foarte mulți oameni care stau rău. Alții dorm sub cerul liber, așa că... Și are o fată care e blondă și cu pielea albă și ea are pielea neagră, femeia asta. Ina! Ce? Arată diferit. Adică, femeia asta arată ca o femeie de serviciu, dar fata ei nu. Ina, noi nu judecăm oamenii după culoarea pielii. Ți-am mai zis. Da, știu, doar că pare ciudat. Bunica mea era țigancă, da? Într-un sat, în Cotuciorii. Și era cea mai deșteaptă femeie din câte am întâlnit. Da? Hai, și acum du-te și pune ceva de mâncare, că mi începe videoconferința. Mănâncă asta. O să mă duc să iau un reșou ca să-ți gătesc tot ceva, o tocăniță. Mamă, dar nu înțeleg. De ce trebuie să plecăm în fugă fără să ne luăm lucrurile? Am avut un reșou și l-am lăsat acolo. Asta e fata mea. Trebuia să ne mutăm. De ce? De ce trebuie mereu să plecăm în fugă? Zici că ne aleargă cineva. Ți-am spus deja că locul acela era ceva în neregulă. Ai încredere în mine. Mănâncă. Ia și mărul acesta. Așa. Așa ori nu o să ne mai mutăm niciodată. Când? Că mereu zici așa. Îți promit că o să găsim un loc. O curte mică, cu verdeață și câteva păsări. Adică la țară? Da, la țară. E aer curat. E un loc bun pentru tine să crești. Cred că glumești. Nu vreau la țară. Mie îmi place la oraș. Ina, du-te și spală vasele. Acum? Da, acum. Eu intru în videoconferință în curând și oricum era rândul tău să le speli. Da, mamă, dar acum abia m-am apucat de citit. Le spăl pe urmă. Niciun pe urmă. Nu vezi că nu mai fac față? Hai, te rog, du-te și spală vasele alea. Ai zis că o să mai iei o femeie care să te ajute la curățenie. Era bine când o aveam pe tanti Mimi. Tanti Mimi nu mai poate. Și n-am găsit pe nimeni la un preț rezonabil. Asta e, va trebui să ne descurcăm și singure. Hai, du-te, te rog, că trebuie să trag și canapeaua. Haide. Mulțumesc.
mama ta este acasă? Mama, te caută cineva! Oh, da, bună ziua! Bună ziua, doamnă, sunt femeia de servici de pe scară. Locuiesc în spatele blocului, în garaj. Da, știu, mi-a zis administratorul. Da, mi-a închiriat acolo și așa avea mare nevoie de ajutor, dacă se poate să vă ajut la curățenie. Adevărul e că mi-ar trebui niște ajutor pe aici. Dar nu stăm chiar atât de bine cu banii în perioada asta. Of, doamnă, vă rog, vă promit că nu o să regretați. Hai, mamă, știi că avem nevoie. A, am și eu o fată de vârsta fiicei dumneavoastră și orice aș avea nevoie de... Nu am de mâncare, de una, de alta. Ok, câți bani ai vrea pe ziua de muncă? Uitați, știți cum facem? Eu mă apuc de curățenie, iar dacă o să vă placă, o să ne înțelegem și la bani. Orice venit mi-ar fi de mare folos. Ah. Ok. Să ne bucăm de treabă? Da. Și de unde să începem? Din bucătărie? Ai venit la fix să-mi o scap pe capra asta de spălat vasele. Atunci să trecem la treabă. Vă rog. Hai să mergem. Nu moară videoconferințele astea cu Londra. O ore întregi de vorbă, fără niciun fel de rezolvare. Doamne, eu sunt gata. Ia loc puțin, Florin. Noi nici n-am apucat să stăm de vorbă. De unde sunteți voi? Din Galați. Am venit la București și am lucrat prin diferite case ca să-mi câștig traiul. Mm. Te-ai mutat de curând cu fata ta, nu-i așa? Cum o cheamă? Bia, Bianca. Aș vrea să mă duc să o cunosc. Cu drag, dacă mama ta îți dă voie? Absolut, da, normal. Doamnă, vă promit că nu o să vă dezamăgesc. Sunt om serios. Chiar aveam nevoie. Vă mulțumesc. Cu drag. Tina, suntem vecine. Bună, eu sunt Bianca. Mama ta lucrează la noi și m-am gândit să vin să te salut. Mă bucur mult că ai venit. Mă plictiseam de moarte. Nu cunosc pe nimeni aici. Ai net? Am găsit un wireless, dar nu prea merge. E, lasă că-ți dau eu net. Furăm de la vecinul, de la unul. Îi știu parola. V-am curățat paharele, sertarele, am curățat dulapurile. Doamne, Flori, ai făcut treabă foarte bună. Asta înseamnă că ești scumpă rău. Adevărul e că sunt ieftină, având în vedere că eu fac într-o zi cât fac altele într-o săptămână. Ai făcut treabă foarte bună. Deci sunt angajată? Sigur. Oh, mulțumesc. Mai am un pic de terminat în baie și apoi vă las. Mulțumesc. Tu n-ai cont de Insta? Ba da, dar nu prea postez. De ce? Mama nu mă lasă să postez poze cu mine. E exagerată cu siguranța mea. A, așa sunt mamele. Da. Da, mă bucur că și-a găsit de muncă repede. Mă gândesc că vă e greu. Da, își găsește repede de muncă, doar că nu durează mult. Nu înțeleg de ce. Că e clar că e foarte muncitoare și de treabă. Sincer, e cea mai muncitoare persoană pe care o cunosc. Doar că nu toți oamenii văd lucrurile așa. Adică? Mulți nu acceptă pentru că e țipă și... Pur și simplu nu vor să stea în preajma unui c***. Domnișoară, v-a căzut o hârtie. Nu e a mea, e gunoi. Nu e treaba ta să curezi gunoiul? Ba da. Păi auzi, aia mai e și obraznică. Îmi făceai cumva observație? Nu, domnișoară, nu asta era intenția mea. Mai e și mincinoasă? Ia curăț acolo și taci din gură. Zi mersi că ai de muncă. Da, domnișoară, mulțumesc. Mă
îmi place maxim cum ți-ai făcut părul. Păi, hai că te ajut și pe tine să ți-l faci, vrei? Da. Hai. Super. Mă bucur mult că te-am cunoscut și că suntem prieteni. Cele mai bune prietene. Știi, mereu mi-am dorit să am o familie și poate o casa noastră unde să stăm duminica la masă. Dar tatăl tău? Mi-ar fi plăcut, sincer, să am un tată, doar că, din păcate, nu am. Nu știu nimic despre el. Nu l-ai cunoscut niciodată? Nu. Hai, nu te întrista. Uite, ajută-mă. Ține șuvița asta de păr. Doamna, dar n-ați ajuns mai devreme. Da, s-a terminat întrunirea mai repede. N-a venit directorul și s-a ajuns la o concluzie mai rapid. Florida, ce lucește casa asta de când ai venit la noi. Mulțumesc frumos, doamnă, dar aș vrea să vă rog ceva. Sigur, ce e? Mâine aș vrea să vrim puțin mai târziu. Da, nicio problemă. Dar s-a întâmplat ceva? Nu, doar că aș vrea să merg la școlile de pe ei, să văd unde pot să duc pe Bia. Să știi că școala la care merge Ina este foarte bună și sunt sigură că s-ar bucura amândouă să meargă împreună. Da, dar știți, va trebui să vorbeți cu administratorul și nu cred că o să vrea să ne ia în spațiu. De ce să nu vrea? Doamnă, știți, nu oricine ia o în spațiu. Flori, nu-ți face griji. Am să vă iau eu în spațiu. Bia trebuie să meargă la școală. Sigur ați face asta? Da, o fată așa serioasă și muncitoare ca tine merită orice ajutor. E ca și făcut. Ina și Bianca o să meargă împreună la școală. Este testul de evaluare pe care l-am dat Biancăi. Și cum e? Vreau să vă felicit. Fiica dumneavoastră este foarte bine pregătită. A luat un punctaj foarte mare. Serios? Ei, hai, Bianca e o fată foarte isteață. Nu mă miră. Asta înseamnă că o primiți în clasă cu fiica mea, nu? Am fi foarte încântat să o avem elevă în școala noastră. Minunat. Să știți că am rezolvat și cu actele. Sunt depuse la secretariat. Da, da, totul e în regulă. O așteptăm pe Bianca. De astfel de copii are nevoie țara asta. Dacă se ține de carte, o să ajungă departe. Vă mulțumesc mult de tot. Nu trebuie să-mi mulțumiți. E meritul dumneavoastră că ați crescut o fată atât de frumos.